Asta vine din necredință, pentru că ei nu cred. Le e frică că își pierd viața, când viața este mâna Dumnezeu de la început și până la sfârșit. El decide când să venim în viață și când să, când să plecăm de aici, nu hotărâm noi. Iar când hotărăște El să ne ia viața, ne hotărăște, ne poate hotărâ fără să fim bolnavi. Deci am văzut lucrul ăsta cu, tunelul acela vine deasupra capului nostru când nu ai niciun fel de boală. Nu contează. Deci dacă hotărăște, pentru că ego-ul nostru a crescut foarte mult, ne-a dat o felul de experiențe de viață și nu l-am acceptat, am luptat cu el și atunci sufletul, pentru că ego-ul împinge sufletul dincolo de linia roșie subțire, îl duce în linia, în poziția înecatului, atunci el nu mai poate să se ridice sus și o simplă plăcere, cum ar fi o prăjitură, ne poate scoate din viață. Deci nu se discută lucrul ăsta, pentru că agresivitatea noastră, deci atașamentul, că luptăm să ne apărăm ceea ce posedăm și devenim inumani, nemiloși, și atunci va trebui să, pentru că atacăm universul, natura și viața, el apără viața și apără omenirea, sufletul comun, atunci el ne va scoate din planul fizic, fără comentarii. Exact cum spune și în Tao Te Ching, oamenii care sunt atașați de valorile materiale vor avea o moarte brutală. Asta se întâmplă. Deci, dacă se întâmplă lucruri din ăsta la Ati și mai departe, se întâmplă exact cu oamenii care au cea mai mare necredință posibilă. Omul care salvarea este credința, adică apropierea de divin, asta înseamnă să nu luți pentru mai binele tău, să te desprinzi de toate atașamentele din viață și în măsura în care te desprinzi, atunci divinul este prezent și cea mai mare ocrotire, cea mai mare protecție este prezența lui. El îți va apăra și călcăriul de piatra ascuțită și numai așa poți să fii salvat în situații de Sodomă. În situații de apocalipsă în care suntem acum. Adică atenția se dispară după viață și ancorările materie și se dă atenție pe dezvoltarea însușirii divine pe suflet și nu pe atașament. Atașament înseamnă ego, deci nu te identifica niciodată cu mentalul, nu te identifica niciodată cu ego, identifică cu sufletul, el a fost întotdeauna și nu-i trebuie nimic. Este iubire, este dăruire, este bucurie. Și întotdeauna nu vrea un mai mare bine pentru ego, el nu vrea mai mare bine pentru trup, el se mulțumește cu ceea ce are și este fericit așa cum este. Deci nu are lipsuri, nu are lucruri pe care să și le dorească. Are o cămașă, este suficient, nu vrea mai mult decât are nevoie. Și asta este fericirea maximă. Întotdeauna tot ceea ce adaugi la ceea ce ai, îți va aduce o nefericire și mai mare, pentru că rămâi neîmpăcat și mereu vei avea nevoie să ai mai mult decât îți trebuie și sentimentul acesta de lipsă te face să lupți, să cauți. O să dau exemplu ca dumneavoastră să înțelegeți mai bine cum se ajunge aici. Deci în momentul în care te împuținezi de la material, experiență proprie, ți se dă altceva, Mariu știe, mi s-a dat cunoaștere. În momentul în care mi-am luat atenția după lume și m-am întors în suflet, în divin și mintea am lăsat-o în partea aia, am intrat în divin și totul este miraculos și divin. În momentul în care dai atenție multă pe viață și te atașezi, te ancorezi cât mai mult să ai, să deții, să obții, să, atunci toate aceste atașamente e atenția pe viață și mai rău intri în suferință. Intri în neplăcere, intri în pierdere, în durere, în boală. Asta e din experiență proprie. Cu cât te lași mai moale, cu cât lași viața să curgă, să fie, cu puțin, cu cât mai puțin, cu cât poți tu să-ți reduci mai puțin existența și să trăiești mai mult în bucurie, în suflet, să dăruiești, pentru că e important să dăruiești, că noi dărâm mai și dăruim, cu atât Dumnezeu te întoarce mai mult pe divin. Deci asta este practic, nu este vorbă, nu este... Cu cât ai mai mult, cu atâta e mai mare suferința. Cu cât ai mai puțin, o să râdeți, cu cât te întorci mai mult în suflet, în iubire și dăruiești și te bucuri de orice, ești acolo, prezent, în bucurie, în tot ceea ce faci și dăruiești tot ceea ce ești tu. Cum poți, cu un gând, cu o vorbă, cu material, cu ce poți tu, cu atâta te întorci mai mult pe suflet și ocupă tot spațiul sufletul ăsta, o veți vedea. În momentul în care te identifici cu lumea și dai atenție pe minte, pe viață, întotdeauna ești atent, păi cât am cheltuit, păi câți bani câștig, păi atunci cu atât mai multă suferință vom avea. Și asta e experiență proprie. Deci nu sucotii, că mintea sucotește. Dacă sucotești, începi să pierzi și ceea ce ai, că ți le ia pe toate. Pentru că nu-ți vrea rău. Dumnezeu e miraculos.
Domnul Constantin, mai aveți întrebări? Mai aveți o ultimă întrebare. Cât mai veniți la România? Ne invitați. Noi venim unde Dumnezeu spune veniți, noi venim. Eu v-am spus niciodată. Eu v-am da, mulțumim frumos, mulțumim din suflet. M-am gândit. M-am gândit. Vreau să vină la România. Ce frumos. Știți că da, noi venim unde ne chemați. Am fost la Baia Mare și nici n-am știut. Ne chema pur și simplu și ne-am dus. Adică nu, mergem oriunde Dumnezeu ne cheamă, noi acolo ne ducem. Și unde Dumnezeu îți bate la ușă și îți cere ajutor, vezi, am nevoie aici să te duc, noi acolo ne ducem. Dacă nu ne cere ajutorul, nici noi nu... În momentul în care vreți să venim, noi venim cu drag. Dar tot așa trebuie să organizeze cineva. Da, pe noi de acolo nu avem cum, adică nu. Și vă mulțumim, domnul Luca, ați fost minunat și mulțumim gazdei și mulțumim lui Loredana și vă mulțumim vouă tuturor că sunteți minunat și am venit cu drag, chiar vorbeam cu Marius și am spus că a venit cu drag, că data trecută ne-a plăcut tare mult. Și dacă... Și pentru data viitoare mai strângeți întrebări cât mai neplăcute. Da, trebuie să ne întrebați. Trebuie să ne întrebați că pe noi nu ne deranjează. Un ajutor. Acum facem iar, la iarbă verde. Doamne,